Bună ziua, oameni buni! M-ați tot întrebat pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram despre piața imobiliară, dacă e bine să investim în perioada asta în care criza se adâncește, să investim în imobiliare. Am zis că dacă tot e târgul ăsta aici aproape de mine, de Marriott, târgul imobiliar, să aruncăm o privire. Am venit cu Costi, am și niște prieteni pe aici pe la stand, o să mă opresc pe aici să-i întreb. Unul din prieteni este Andreea, cu care am mai filmat și am mai făcut podcast, care are agenția imobiliară, prima agenție imobiliară românească din Dubai. O să-l întreb și pe acum, vinde deja și în Miami. Chiar sunt curios și de piața din Miami. Mai am niște prieteni de la Rad care vând apartamente în Spania. Și mergem pe aici, vedem, vorbim cu oamenii, vedem ce se întâmplă, care e pulsul, care sunt taxele, care sunt oportunitățile de investiție. Și ca primă impresie, așa, intrăm la târgul imobiliar. Nu există parcare decât foarte mică și azi e gol, că e prima zi și n-am avut unde parca mașina. A doua, era muzica așa de tare ca la un club de ăsta și nu puteai să te auzi, adică organizatorii nu pot să vorbească cu clienții. Am rugat de vreo 2-3 ori să dea muzica mai încet și, până la urmă, să o închidă, au dat-o mai încet, încă și mai încet, și acum de-abia au închis muzica. Nu mi se pare normal că la un târg unde ai de vorbit cu clienții să fie muzica așa de tare și să poți să urli, să trebuiască să urli la clienți. Hai, Costi, să mergem să vedem ce prima impresie generală pe aici. Văd și un prieten al meu care a lucrat pentru mine, Răzvan Segu, un băiat foarte simpatic cu care am fost la Muntele Athos. Salut, Răzvan! Te-ai apucat de imobiliare, de blocuri, de ce vizi, apartamente? Fotovoltaice, parcuri industriale de mari dimensiuni. Așa, sus. Ai câștigat acolo la Los în plic sau ce ai făcut? Nu, muncă. A, muncă, nu? Bravo, mă bucur. Muncă. Păi vin, dau un tur și vorbim. Cam pustiu, cam puțină lume, nu prea văd multă lume pe aici. Becali Residenț. Nu știam că vinde domnul Becali vile și de astea, dar bravo. E foarte bine. Să o fi coincidență de nume? Nu cred, e prea mare coincidență să fie doar coincidență de nume. Standuri frumoase, elegante, de lux. Au venit oamenii și cu machete. Firme și mari și mici, dezvoltatori imobiliari. O luăm pe aici așa puțin, să vedem și în partea asta. Suntem în Sala Unirii, pentru cine nu știe, la Palatul Parlamentului. E o sală superbă, e cea mai mare sală de aici, din Casa Poporului. Și știu că covorul, când l-au băgat pe sus cu macaraua și după aia au închis plafonul. Am înțeles că are vreo 3 tone și stă rulat undeva în spate, în partea aia acolo. E superbă arhitectura și cred că am făcut, adică nu cred, sigur, am făcut un vlog aici la Palatul Parlamentului și puteți să vedeți acolo, că parcă am luat un ghid și ne-a explicat toate candelabrele astea, toate lustrele, cum sunt făcute, de unde mergem mai departe. Suntem acompaniați de o bormașină sau un picamăr sau nu știu ce se aude. Aici probabil că e un bufet pentru expozanți. Hai să luăm pe aici, Costi. Au venit și băncile în caz că n-aveți bani de apartamente să vă dea credit. Problema este că așa de mult au crescut indicii, roborul și cu IRCC-ul la noi, încât pe un salar de 3.500-4.000 de ron nu mai poți să te încadrezi ca să-ți iei un credit pentru prima casă. Asta e o problemă destul de mare pentru de apartamentele ieftine până într-o 100.000 care se încadrau într-un credit de prima casă, nu mai pot să fie vândute. Au venit oameni și din sudul țării, de pe litoral, se vând apartamente și din Mamaia și din Olimp și din București și din toate zonele țării. Dar v-am zis, e probabil că e și prima zi, dar e chiar pustiu, adică se simte recesiunea. Casa Spania 24, scuze, aici sunt prietenii mei. O să ne oprim aici puțin să ne povestească un pic de investiție și de ce oportunități sunt pe coasta de sud a Spaniei. Benidorm, cred, dar o să ne spună doamna mai mult.
Ne-am oprit aici la standul prietenilor mei de la Arad. Am auzit că și-au deschis o agenție imobiliară în Spania. Să rămână. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine. Sau bine ați venit, bine, bine, venit, bine v-am găsit. Noi ne cunoaștem de mult și am vrut să văd un pic, pentru că eu știți că am început să investesc în Tenerife și în piața din Spania. M-a încântat foarte mult piața din Spania și am auzit mult de zona asta de Benidorm, nu? Da, suntem practic în Spania, pe Costa Blanca, de la Denia până la Torrevieja, dar cele mai bune proprietăți pentru investiție și pentru a locui sunt în partea Benidormului. Cum ți-a venit ideea să deschizi acolo agenție? Adică de unde... Da. Pentru că am achiziționat o casă, un apartament în Spania. Pentru și am vacanță, văzut, nu? Exact. Și am văzut că foarte mulți români merg pentru acest lucru și nu numai. Și alte naționalități achiziționează foarte multe proprietăți în Spania. Pentru investiție cel mai mult. Și așa ne-a venit ideea. După ce ne-am cumpărat apartamentul nostru, ne-a venit ideea să facem agenția imobiliară Casa Spania 24. Și iată-ne aici de un an și 8 luni, aproape 2 ani, suntem pe piață cu proprietăți noi care atrag foarte mult investitorii români. Ați mai fost la expoziții la București sau e privată? Este prima dată, este primul târg sau de imobiliară. Sau în țară ați mai fost la un Nu, târg este prima dată, este prima dată. Dar de ce de un an și jumătate de-abia acum v-ați hotărât să veniți? Pentru că a mai fost unul acum câteva vreme, dar ni s-a părut mai interesant acesta la Târgul Național de Imobiliare. Și așa am început. O să mai participăm și în septembrie și vedem pe parcurs ce o să mai fie. Cum s-au părut costurile de închiriere a standului și astea? Adică sunt rezonabile? Ok, da. Sunt rezonabile. În regulă. Sunt rezonabile. Ce fel de clienți aveți? Adică din ce sferă, din ce domeniu, ce apartamente cumpăr? Adică acum, după un an jumătate, probabil că ai vândut destul de multe, da, și ți-ai făcut o idee despre genul de clienți care investesc acolo. Da, cel mai mult am vândut apartamente și vile pentru investiție, dar în portofoliul nostru... Ca să le închirieze, nu? Da, da, ca să le închirieze. Pe short term, pe long term? Depinde. Mulți închiriază pe termen scurt pentru ca în sezon să poată să beneficieze de o rentabilitate mai mare a apartamentului. Cam câte luni pe an e sezon acolo? Cam 15 săptămâni pe an este sezonul foarte bun, full sezon de închiriat. 15 săptămâni? Asta înseamnă aproape 4 luni. Aproape 4 luni. Și restul cam ce temperatură? Și restul este destul de cald. Dacă... Cât e cel mai frig iarna, de exemplu? În 27 decembrie copiii mei au făcut baie în mare, de exemplu. A, deci e cald. Deci e cald, da, da. Și atunci, da, de ce ai zis că doar 4 luni pe an? Este full sezon. În ce rest, full sezon? Full sezon înseamnă că pentru o săptămână de închiriere la un apartament, de exemplu, cu 3 camere, cu 3 dormitoare, primești în jur de 3.000-3.200 de euro chiria. Cam care e randamentul anual? Cam 10-12% este randamentul. E super bine, față de 4.75% maxim în România, adică amortizarea e... În jumate din timpul care se amortizează în România, adică cam în 10 ani, nu? Cam așa. Da, până în 10 ani până este 10 amortizarea. Se amortizează. Da. Ce demersuri sunt necesare? Adică pentru cetățean român, cât e de complicat să-și cumpere un apartament acolo? Nu este complicat. Oricine poate să-și cumpere un apartament în Spania, pentru că ai nevoie doar de un număr de identificare fiscală, numărul NIE, care se obține foarte ușor, de care noi avem grijă când vine clientul. Îl ajutați și cu chestia sigur, asta? Sigur, da. Îl ajutăm cu număr NIE, îl ajutăm cu cont bancar. Dacă dorește să-și facă o societate în Spania, îl ajutăm cu actele pentru Spania. Îl ajută să-și facă o societate în Spania ca să cumpere apartamentul pe societate? Nu, adică dacă e mai avantajos? Poate vrea să-și facă un business după aceea. Pentru okay. Asta, da. Da, da, da. Asigurăm transportul de la aeroport, asigurăm vizionarea caselor sau apartamentelor, depinde fiecare ce își dorește. Comisionul de vânzare este zero, nu percepem comision pentru cumpărători. Decât pentru vânzător? Da. Adică de, noi primim de cel la cel care vinde, da, nu? Noi primim de cel la cel care vinde, ce comision trebuie să plătească agenției? Adică depinde. La Tenerife 6% sau depinde. Mai puțin? Între 3 și 5-6%, depinde de locuință, depinde de dezvoltator. Cam așa e, cam 6%. Da, depinde de dezvoltator, de obicei sau de locuință, dacă este nouă sau dacă este locuință la mâna a doua. Vindeți și proiecte de astea care sunt în curs de finalizare? Da, da, cel mai mult am vândut proiecte în curs de finalizare și datorită faptului că cel care cumpără are un sistem de plată, o rezervă. Rate sau la ce te referi? Nu, sistemul de plată până la finalizarea locuinței. De exemplu, proiectele care se finalizează în 2024 la final sau în 2025 se plătește o rezervă,
după care un 25%, poate pe parcurs încă un 5%, iar la final restul de 70% la predarea locuinței. Cam care e durata de la de când de clientul avansul și la fază de proiect pe hârtie sau machetă până se termină? O medie cam, așa. Cam 18 luni. Deci cam ca la noi. Da, da, cam 18 luni. Un an jumate, 2 ani de zile, cam așa. Acolo e cam... Dar chiar de la început, pentru că deja avem proiecte care sunt deja în construcție, sunt terminate pe jumătate sau pe mai mult de jumătate și atunci avem proiecte care se predau acum la finalul anului. Anul trecut s-a plătit rezerva, iar acum cei care au cumpărat vor intra în locuințe, practic. În procent, cam care a fost diferența între fază de proiect și final? Adică cam... Cât, prețurile au crescut foarte mult. Practic, cel care a investit într-o locuință în Spania în fază de proiect, când a fost gata locuința, a avut deja un câștig destul de bun. 20%? 10%? 30%? Cam 15-20%. 15-20%, adică într-un an jumate, cam 20% a câștigat, din ceea ce e foarte bine. Da. Adică compar cu investiția la bursă, unde e 10% pe an, adică e chiar o treabă bună. Și... cam ce fel de apartamente sunt? Ca și la noi, cu un studio, de la studio până la... Da, sunt apartamente de la un studio, de la un dormitor cu sufragerie, bucătărie open space, două, trei camere, vile, bungalouri, duplexuri... Pe malul mării sau aproape de mare sau în... Peste tot. Peste tot. Unde dorește clientul, acolo putem... Eu nu putem, știu zona, că n-am fost niciodată de aia de drept, să, da, să vă invităm cu mare drag, când aveți timp, să facem o vizită pe Costa Blanca. Să facem o vizită, să vedem exact proprietățile și cum arată. Proprietăți există pentru toate tipurile de clienți. Practic, adică, noi asta facem. De la ce preț? Cel mai ieftin? Cel mai ieftin poate să fie și în jur de 80.000 de euro apartament cu două camere și poate să ajungă până ce la 10 milioane de euro. Euro apartament cu două camere? În ce zonă și cât de departe de mare sau cât de ușor este să închiriezi un apartament de 80.000 de euro? Un apartament de 80.000 de euro nu va fi niciodată foarte aproape de mare, este mai în interiorul stațiunii sau orașului la în care se dorește. La 10 de 20? 5 minute, 10-20 de plajă. De plajă, cu mașină. Da, și sunt apartamente la 80.000 de euro care bloc sunt nou? Nu, vechi. Vechi. Asta vreau să spun, că sunt blocurile vechi. Ce înseamnă bloc vechi? Adică cam câți ani și cât de tare trebuie, cât mai trebuie să bagi renovarea apartamentului? Depinde cum îl găsești și în ce zonă îl găsești. Poate să fie un bloc de 5, 8, 10 ani sau poate să fie un bloc de 15-20 de ani. Și atunci e clar că într-un bloc mai vechi, sigur, trebuie să investești puțin ca să-l renovești, să-l aduci la niște standarde la care îți dorești să fie. Dar poți să găsești un apartament destul de bun pentru locuit, în care să nu mai investești foarte mulți bani. Ce facilități, adică ce taxe trebuie să plătească, vreau să ne de facilități fiscale, adică ce taxe plătești după ce ai cumpărat un apartament către stat, către notar, cam cât lasă din valoarea apartamentului? La fiecare apartament sau casă vândută se plătește o taxă de 10% din valoarea apartamentului. Din valoarea apartamentului, plus mai sunt niște taxe la notar, taxa de trecere de proprietate, nu? Da, exact, undeva în jur de 1-2%. Deci o medie cam de 15% înmulțești? Nu ajungi la 15%, la 12-13%. Cam așa, la 12%. Deci dacă apartamentul e 80.000 de euro, mai plătești un 9.000 și ceva de euro. Da. Da. Taxe, ajungi cu el la 90. Da. Care e cea mai scumpă proprietate care ai vândut-o? 2.200.000 a fost proprietatea pe care am vândut-o, cea mai scumpă. Super tare, la român? Da, un investitor român care a luat-o doar pentru investiție, nu este interesat să locuiască, a luat-o și din primul moment dorește să o închirieze. Presupun că e o vilă pe malul mării, nu la Da, banii ăștia, este o vilă. Nu e chiar pe mal, dar este într-o zonă rezidențială foarte bună. Și câte camere are? Piscină? Are 5 dormitoare, piscină, are curte, sufragerie cu bucătărie open space, 6 băi, deci este mare. În Tenerife, de exemplu, nu există niciun fel de sistem de încălzire. Acolo probabil că, fiind mai rece, puțin există un sistem de încălzire la locuințe, nu? Da, nu este foarte frig oricum. Există în toate băile, în pardoseală, sistem de încălzire și există și case în care se e pe gaz sau pe curent sau pe ce este? Este pe curent. Există și case în care, din fază de proiect, se poate opta și pentru încălzire în sufragerie sau în dormitoare, dar de obicei sufrageriile și dormitoarele sunt fără încălzire în pardosea, doar băile. Și la apartamentele noi și în complexe, la toate,
toate sunt cu încălzire în pardosială. Cam cât costă întreținerea lunară? Adică presupunând că cumperi o casă pentru tine ca să vii în vacanță, cam, dacă nu stai în ea, cam cât plătești pe lună, să zic așa, la un apartament de 2-3 camere? La un apartament de 2-3 camere, într-un complex rezidențial în care beneficiez de piscină interioară, piscină exterioară, piscină pentru copii, piste de padel, piste de tenis, locuri de joacă pentru copii, foarte multe facilități, între 80 și 120 de euro pe lună. Foarte bine, e mult mai ieftin ca în București, în apartament vechi, adică... Da, depinde foarte mult ce-ți oferă complexul. E foarte, foarte rezonabil și foarte de bun simț. În general, ce fel de oameni investesc acolo? Nu mă refer doar la români, ca zona, de exemplu, în Tenerife sunt foarte mulți englezi și nordici. Acolo, în zona voastră, cam ce fel de... Adică de unde, din ce parte a Europei sunt? Sunt foarte mulți nordici, dar în ultimul an am înțeles că foarte mulți polonezi au început să vină să investească și românii se află la top. Da? De investiție. Și Tenerife, da, foarte mulți sunt români. Adică sunt foarte mulți români. M-au certat ăștia, m-au oprit, bă, să mai faci reclamă la Tenerife, că ne-au invadat românii, nu mai avem loc de români. Faceți la Spania, că aici este loc. Da. În Tenerife, probabil că fiind insulă, s-a cam construit, cam s-a terminat cu construcția, autorizații îți dau foarte greu în 5-6 ani de zile și nu prea mai sunt dezvoltatorii imobiliari. Jumate din investitori au fost ruși, dar din cauza că le-au blocat conturile, nu mai pot să vândă și, practic, oferta a scăzut la jumate, nu prea mai ce să mai cumperi în Tenerife. De-aia am zis că e bine că v-am văzut aici și m-am venit cu voi, că toți m-au zis, bă, vreau să investesc și eu în Tenerife, m-ai trimis acolo, dar n-am ce să... Și uite, le dau o alternativă, le dau o variantă la fel de bună și la fel de ok. Să vină la noi. Se dau și rate, dacă vrei să cumperi în rate un apartament, adică sunt bănci care... Da, există bănci, lucrăm cu o bancă care, dacă clientul este eligibil, poate să beneficieze de un credit. Ce înseamnă eligibil? Eligibil dacă are un salar bun, dacă are proprietăți. Chiar dacă e în lei? Cel mai bine, acum voiam să spun, cel mai bine ar fi dacă ar avea salar în euro. De exemplu, Tenerife, dacă lucrezi în România și ai salar în lei, nu îți dă, sau chiar dividende. Eu am adus hârtie că am vrut să mai iau niște proprietăți, că am nu știu câte milioane de lei dividende, adică erau milioane de euro și n-au vrut să-mi dea că a scăs în lei. Și doar în euro. Da, și aici este o problemă cu acest aspect, dar există bănci care au alte metode de a... Eu am întrebat la vreo 3 bănci în Tenerife, am contul la Sabatel, cred că și pe acolo pe la voi, probabil că e o bancă mare, da, nu? De exemplu, eu am credit la bancă, la Sabatel, dar într-adevăr am avut și salar în lei, în euro. În euro, da, exact. Când m-au tot întrebat românii, o întreb pentru că foarte mulți, 40% din clienții, din urmăritorii mei sunt din diaspora. Din Spania, foarte mulți din Italia și din Marea Britanie. Și de-aia vreau să întreb pentru ei, ca să înțeleagă că au posibilitatea să își cumpere un apartament cu credit din cauza că au salar în valută și nu în lei. Foarte important. Cam cât se cere avans dacă tu ți-ai luat credit? 30%, 20%? Noi am dat 50%. Da, și cât e minimul? 30%? 30% era minimul. Așa mi-au zis și în Tenerife. 30% deci era minimul. Am memorie bună. Da, 30% era minimul. Și dobânda, mi-aduc aminte că era mult mai mică decât în România. Noi beneficiem de o dobândă foarte mică, pentru că noi am achiziționat apartamentul acum 2 ani. Și dobânda este dobândă unde... fixă, n-ați luat cumva dobândă variabilă. Da, e dobândă fixă și este 2,7. Și acum cam cât e dobânda? Este undeva aproape de 4%. Oricum e rezonabil față, dacă compar cu România, adică 4% oricum e rezonabil. Ce n-am întrebat sau ce ai vrea să mai spui, să știe oamenii? Adică ce ar fi important în momentul când te decizi să cumperi un apartament acolo, ce ar mai trebui să știe oamenii? Este foarte important să dorească să cumpere în primul rând, iar noi ne vom ocupa de tot ce înseamnă. Adică îi pui cheile în mână, cum se zice, nu? Exact. În primul rând trebuie să vină să vadă, să-i placă. Vine, vede, dacă îi place, cumpără. Exact. Dacă îi place, cumpără, dacă nu, nu. Aveți telefonul la voi pe site sau cum vă găsește? Da, avem site, avem Casa toate sociale. CasaSpania24.ro. Da, .ro, .s, .de, urmează și în... Deci Casa Spania 24. Sună, vă contactează, spun... Exact. Voi aveți deja apartamentele pe site-ul vostru, adică poți să vadă deja poze, site, avem poze, sunt și avem prețuri, sau... exact, aveți și prețuri, exact, absolut tot. Și atunci sună, doamnă, uite, am văzut un apartament ăsta cu prețul ăsta, dă mai multe detalii, sau dacă dorește un apartament altfel decât este pe site, noi putem să-l găsim apartamentul dorit.
sau casa dorită, depinde de fiecare client. Și atunci, în momentul când stabiliți o întâlnire, îl așteptați la aeroport, nu? Exact, îl preluăm de la aeroport și de acolo nu mai are nicio grijă, pentru că noi ne ocupăm de cazare, de vizionare, adică îi arătăm zona, exact. Deci dacă unul acum se uite la noi și nu vrea să cumpere, vrea numai să plimbe până Spania. N-or fi chiar așa. Și doamne, uitați, vreau să văd și apartamentul, iei de la aeroport, îl cazez, îl plimb acolo și după aia zice că nu vrea să cumpere nimic. Da, asta este. E riscul vostru, nu? Riscul meseriei, da, da, este riscul nostru. Nu selectați un pic oameni, adică practic ar trebui încercăm un pic o mică selecție, selectăm, știi? Nu am avut probleme de genul acesta, nu. Sper să nici nu avem pe viitor. Pentru că acum sigur o să sune foarte mulți oameni. Eu și când am făcut vlogul cu doamna Lili din Tenerife, care are agenția imobiliară din Tenerife, m-a rugat, domnul Cosescu, scoateți vlogul, că nu mai mă sună din două minute telefonul. Și de-aia zic că sigur acum o să te sune foarte multă lume și trebuie făcut un pic de selecție, adică... Da, păi eu nu o să vă sun să scoateți vlogul, deci... Avem foarte multe proprietăți în portofoliu și sperăm să vindem cât mai multe proprietăți anul acesta. Deci cea mai mai spus că e 80.000, cea mai scumpă? 3 poate milioane, fie, 4? Nu, poate să fie și 10 milioane. Wow. Se fac case, se fac case și la dorința clientului. Că cine vine poate să vină să-și aleagă un proiect, o zonă și se face de la A la Z toată casa și atunci costă. Sunt case sus în stâncă, direct la mare, cu vedere, sunt... Locul este foarte important când îți alegi poziția. O locuință. Da, poziția. Și cu cât și atunci... e poziția mai faină, cu atât închiriezi mai ușor, nu? Da, 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 da. Și cu cât faci casa mai lux, mai luxury, cu atât este mai scumpă. Asta e mai mult pentru noi, că dacă e prea lux și o dai la închiriez, ca să cam distrugi, adică da. Nu recomand. Da, de obicei cine face așa ceva nu o dă la închiriere, o ține pentru el, o ține pentru protocoale sau pentru alte pistisuri pe care trebuie să și le întrețină. Să zice că ceva își cumpără un apartament, dar normal că e nemobilat. Ce grad de finisare de obicei se practică acolo la apartamentele din portofoliul vostru? Adică le ia cu gresie, cu parchet, cu faianță? Da, da, cu absolut tot. Doar trebuie să vii să-ți pui mobila de dormitor. Există și proiecte în care avem totul inclus, inclusiv mobila, pachete de mobilă. Clientul vine, își alege pachetul, practic îi se dau cheile la semnarea contractului, intră în casă și poate să doarmă. Deci eu cred că m-ai lămurit, adică cel puțin pe mine, dacă aș vrea să cumpăr acolo, cam știu toate informațiile. Dacă nu vreau să cumpăr mobilă de la firmele care mi oferă, pot să găsesc în zonă, sunt magazine, da, sunt... Că te întreb pentru că Tenerife nu prea găsim mobil, că fiind insulă foarte greu ajunge acolo, dar fiind continent mă gândesc că sunt mall-uri de astea de mobilă sau magazine sau n-am funcționat în zona aia, de aia nu știu. Sunt magazine foarte frumoase, clientul poate să-și găsească și mai ieftine și mai scumpă, și mai ieftine și mai scumpă și cu semnătura unor designer, de exemplu, depinde de gusturile fiecăruia. Și depinde de buget. Exact, de buget în primul rând. Mulțumesc mult de tot. Cu drag. Și mă bucur că ne-am revăzut și o să mai merg pe aici un pic să mai văd și alte oferte imobiliare. Mai e cineva din Spania? Nu cred, nu am văzut pe nimeni din Spania la târg. Credeam că vor mai fi, dar văd că nu sunt. Sunt, deci, în schimb, din alte locuri. Vânzare bună, Doamne, mulțumim, ajută să vă meargă mulțumim, bine. Mulțumim. Cât am stat de vorbă aici, văd că s-a mai aglomerat puțin. Nu știu dacă clienți de imobiliare, dar amatori de pixuri și de pliante, sigur, au venit la standuri. O mai am aici pe Andreea, cu care am făcut podcast. Vreau să mai întreb, cum am spus, de piața din Dubai. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Uite-o aici pe Andreea, deja cred că e cu clienții pe aici. Am ajuns la ei la stand. Andreea, noi am mai făcut un podcast, mi-ai spus o grămadă de lucruri despre piața imobiliară din Dubai. Știu că piața e foarte dinamică, s-au schimbat multe lucruri. Mă bucur că te-am văzut aici la stand. Eu am venit pentru că oamenii tot m-au întrebat ce se întâmplă prin Dubai, ce se mai întâmplă prin Europa, ce se mai întâmplă prin România. Vine criza, trebuie să investim bani, investim în România, investim în Dubai, investim în Spania. Și am venit, m-am mai oprit la o prietenă care, din Arad, care are... imobiliare în Spania și acum te-am văzut aici și zic hai să stau un pic cu tine de vorbă, să vedem noutățile și știu că am mai vorbit cu tine la telefon și mi-ai spus că te-ai băgat și pe piața din Miami, nu? Da, pentru că într-adevăr este foarte multă cerere și foarte mult interes pentru zona de Miami. Miami, așa cum este și Dubai, este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, pe lângă faptul că este un important centru financiar la nivel mondial. Așa că, dacă a venit cererea, venim și noi cu oferta.
A venit cererea, clienții voștri care au cumpărat deja proprietăți în Dubai v-au întrebat dacă nu aveți și proprietăți în Miami sau cum a venit ideea să mergeți deci în Miami? Că e un pic peste ocean, așa. Da, într-adevăr, acesta poate fi un impediment că nu este atât de aproape și atât de la îndemână cum este Dubaiul. Dar interesul a venit din partea multor clienți care deja investiseră în Dubai și s-au hotărât să investească și în Miami, vizitaseră deja Miami de foarte multe ori, iar Miami este un oraș care aduce un deosebit randament investițional. În Miami se construiește în măsura cererii, de aceea nu sunt foarte multe unități disponibile la vânzare așa cum se întâmplă în Dubai. Prețurile sunt mai ridicate, ele ca și suprafețe sunt mai generoase, dar pe sigur impediment este că nu este atât de ușor de ajuns în Miami așa cum ajungi în Dubai. Ce înseamnă, făcând o comparație, mi-ai spus că prețurile sunt un pic mai ridicate. Ce înseamnă mai ridicate? Cam cât la sută pe aceeași suprafață? Aproximativ cu 20% cel puțin mai scumpe decât în Dubai. Mă refer la zonele de interes. Și randamentul față de Dubai, mai mic sau mai mare? Asemănător, da. Depinde foarte mult de locație. Dacă te duci să investești în Miami și reușești să-ți cumperi un apartament care are acces la plajă privată, bineînțeles, aici vorbim de un randament între 9, 10, 11%. E super bine dacă te gândim că în România e 4,7, 4,8 până în 5, e real. Jumate. Da. Da. Exact. Da. Dacă ne ducem să investim în Miami și ne orientăm la zone mai puțin centrale, atunci avem un randament între 6-7-8%. Bineînțeles, locația face diferența, așa cum cât locația e mai aproape face de mare, nu? Da, locația face diferența oriunde, oriunde lumea asta, și da. În București și în Dubai și peste tot. Cât de greu e să-ți cumperi un apartament în Miami din punct de vedere a birocrației, a actelor, a... De fapt, este foarte ușor și în afară de asta, cei din Miami s-au gândit la un mod inedit de a atrage investitori. Și anume, sunt anumite proiecte în care dacă investești, reușești să îți iei un green card, care practic îți oferă posibilitatea de ședere temporară în Miami pe o perioadă de 5 ani, urmând ca după acești 5 ani să se definitiveze procesul și să fii rezident permanent în America, în Statele Unite. Foarte interesant și da, foarte motivant, să zic așa. Ca să... Motivant și în afară de asta mai este un aspect extrem de important. Miami este, Miami, Florida, este cel mai favorizat stat din punct de vedere fiscal al Statelor Unite, ale Americii. Hai să vorbim concret, adică vreau să cumpăr un apartament acolo. Ce taxe plătesc dezvoltatorii sau nu dezvoltatorii? Agenție imobiliare, de la început, ce comision îmi ia agenție imobiliară? Noi nu percepem comision, așa cum ne-am obișnuit clienții și în Dubai, noi nu percepem comision, noi vindem direct de la dezvoltator. Nu percepem comision clienților noștri, așa procedăm și în Miami, vânzând direct de la dezvoltatori. Iar din punct de vedere al taxelor pe care le aveți de plătit dacă alegeți să investiți... Notar, da, taxe la stat... Aveți 1% impozit anual pe proprietate, 1% din valoarea proprietății. Din valoarea proprietății, exact. Și se recalculează dacă crește sau scade valoarea? Nu, fix de când ai cumpărat. Exact. Dar de obicei prețul lor cresc, mai ales dacă îți cumperi proprietăți off-plan, aflate în fază de construcție. Taxe notariale, există notar în America? Că eu n-am cumpărat niciodată proprietăți acolo, nu știu. Deci, atâta timp cât îți cumperi direct de la dezvoltator, poți foarte bine să negociezi cu ei. Au și ei notariat, așa cum există oriunde în lumea aceasta. Trebuie să fie cineva care practic să legalizeze procesul de achiziție. Dar în momentul în care cumperi direct de la dezvoltator, aceste taxe pot cădea foarte ușor în sarcina dezvoltatorului. Sunt negociabile în funcție de valoarea imobilului, dar pot cădea în sarcina dezvoltatorului. Cam ce procent sau cam cât? Între 0,8, 1%, depinde de suprafață și depinde de preț. Mi-am cumpărat un apartament în Miami, cam cât mă costă întreținerea, să zic așa, sau... Cheltuielile de mentenanță pentru spațiile comune. Depinde foarte nu mult. Întreține, că asta e termenul românesc și de toată lumea, da. Depinde foarte mult de ce facilități ai în clădirea respectivă. Dacă vorbim de o clădire, de un imobil care se află, de un apartament, de fapt, care se află într-un proiect cum ar fi St. Regis, atunci putem să avem și $3,000 întreținere lunară, minim, pentru un apartament cu dormitor și living. Dar ce faci de banii aia? Ai bucătar pus la dispoziția ta tot timpul, ai micul dejun gratuit toată viața ta, inclusiv șofer
care îți stă la dispoziție în permanență în situația în care vrei să te duci, să spunem, în zona de downtown. E un fel de regim hotelier, cum ar veni. Exact. Adică... plus că ai plajă privată, piscină, toate facilitățile unui hotel de 5 stele. Deci ai dat și bani și plătești și chirie, cum ar veni, nu? Da. 3.000 de euro deja e o chirie. Da. În plus, acolo, de exemplu, în Saint Regis nu ai voie să închiriezi în Airbnb sau pe Booking, poți să închiriezi doar pe termen lung. Da, ca să nu vină tot felul de clienți ăștia mai dubioși care să deranjeze comunitatea. Dar depinde foarte mult de proiect. De exemplu, aceasta e politica celor de la Saint Regis. Dacă ne uităm la Cipriani Residence... Au și Cipriani? Da. Nu știam că au doar mâncare, nu știam că au și case. Au, este un proiect proaspăt lansat în Miami, semnat de Cipriani, care va avea, este de fapt poziționat în zona de downtown, pe Brickell Avenue, exact bulevardul principal din Miami, cel mai important bulevard de acolo. Iar în Cipriani Residence, taxele de mentenanță sunt mult mai mici, prețurile pentru un apartament cu un dormitor și pleacă de la 1.100.000 de dolari, suprafața pleacă de la 110 metri pătrați utili, la fel ai atât de multe facilități încât te simți categoric într-un hotel de 5 stele, plus că ai un restaurant Cipriani, care este strict la dispoziția celor care locuiesc acolo. Tortul la lor cu bezeaua aia, știi? Da. Când am fost acum în Dubai, chiar am fost surprins, au trecut în mall, că au deschis Cipriani în, da, în mall în Dubai și direct pe prăjitura aia m-am băgat pe bucată. Dar ce vă place mai mult, Dubai sau Miami? Cum să zic, eu am făcut școala în Vegas, am stat vreo treabă în Vegas, am fost până LA foarte mult, până Miami a fost așa, mai puțin, o dată sau de două ori, nu m-a impresionat, m-a dat pe spate. Nici foarte pe tare. Mine. Adică prefer Dubaiul, mai, nu știu, mai în Europa așa un pic sau... Dacă și Sorin Constantinescu preferă Dubaiul, nu degeaba am zis că Dubai e peste Miami, așa l-am simțit și eu. Hai să vorbim de Dubai atunci. De când ne-am văzut noi ultima dată, ce s-a mai schimbat în Dubai, ce s-a mai întâmplat, ce proprietăți s-au mai apărut? Nu știu ce s-a schimbat în Dubai, de fapt știu ce s-a schimbat în Dubai, dar pot spune ce s-a schimbat în România privind imobiliarele din Dubai. Au mai apărut 20 de firme care vând proprietăți în Dubai, nu? Au mai apărut, dar știți cum apar așa și dispar. Ideea este... Spus, parcă primii. Tu mi-ai spus că primii, a fost prima companie românească Corect, și suntem singura firmă de property management din Dubai cu acționariat 100% românesc acreditată RERA pentru închirieri. Ce înseamnă acreditată RERA, Andreea? În Dubai nu poți să închiriezi așa de capul tău. Adică am și eu un apartament cum e la noi, arată cum arată, e îngrijit, nu e îngrijit și gata. Nu există așa ceva, trebuie să ai o anumită licență care atestă că proprietatea ta îndeplinește toate facilitățile tot ce ține de calitatea unui imobil ca să fie dat la închiriere. Fără acea licență nu poți să-ți închiriezi proprietatea din Dubai. Nu știam. Adică ai nevoie de, dar nu poți să închiriezi de capul tău, nu există așa ceva. Ce proiecte noi au apărut? Avem proiecte în continuare semnate de designer. Proiectele pe care noi alegem să le oferim clienților sunt doar în zone de interes, zone care promit un anumit randament investițional, proiecte premium. Avem proiecte cu plan de plată pe 5-7 ani de zile. Ce înseamnă plan de plată, Andreea? Adică plan de plată eșalonat, practic cumpărați rate direct la dezvoltator, chiar dar fără dobândă. Dacă s-a terminat și îmi dă cheile, eu tot mai plătesc, adică am voie și... Se plătesc în continuare? Exact. Unele proiecte au și plată post-handover, da, și corect. Spunem așa o structură, cam cât aș da avans și cam cât aș avea de plătit de în exemplu, cei 7 ani de zile. De exemplu, în cadrul acestui târg imobiliar, avem un proiect lansat de dezvoltatorii Shoba, care are un plan de plată Shoba? Pe 4 ani de zile. Shoba, da, sunt lideri de calitate în Dubai. Și au un plan de plată pe 4 ani de zile, care constă în plata unor rate, de exemplu 10% la rezervare, 10% peste 3 luni, 10% peste 9 luni. Hai să vorbim o chestie concretă. Cât costă un apartament la ei acolo? De la 350.000 de euro în sus. 350.000 de euro în sus, pentru un dormitor și living. Ca poziție unde este? Aproape zona de mare? Centrală, în Mohamed Bin Rashid City, da. Aha, ok, nu știe lumea Mohamed... La 10 minute de Burj Khalifa. Deci apartamentul e 350.000, eu dau 10%, dau 35.000 de euro, ok? Da. Asta e faza de proiect sau de machetă, plus taxa lor de registratură în cartea funciară, acei 4% la Dubai Land Department. Știu că mi-ai spus data trecută că dezvoltatorul n-are cum să dea țeapă pentru că banii sunt garantați de stat și sunt un escrow, nu? E adevărat, corect, ții minte corect, bine, corect. Nu? Dar să știți că același lucru este și în Miami. Și în Miami. Aceeași lege, practic, guvernul protejează investitorii. Ok. Am dat 10%, aia s-au bucat de treabă. Când au următorii bani? După cât timp? După 3 luni, încă 10%. Încă 10%, deci apoi încă 35.000. Apoi după 9 luni de la semnarea rezervării, încă 10%. Ok.
apoi peste 15 luni de la semnarea rezervării încă 10% și tot așa până când ajunge să plătiți 60% în timpul construcției. Ei, după ce le-am dat primii 10%, după cât timp îmi dau apartamentul? Cam în 2 ani, cam în 3, cam în care media? De exemplu, acest proiect este gata în 3 ani. Și să țin de treabă, nu ca alții că zic că 3 sunt și 5. Sunt singurii dezvoltatori care își predau proiectele mai devreme decât perioada anticipată de finalizare. Și la un apartament de 350.000, după ce mi-l dă la cheie și îl plătești și tot, cam cât plătești pe lună întreținerea? Întreținerea, la fel, depinde foarte mult de zonă și de facilități. La Șoba, întreținerea constă, de fapt, este undeva între 17 dirham pe square feet. Ce până înseamnă? La eu 21 dirhami de dirham. Cu euro sau cu dolari. De exemplu, pentru un apartament de 60 de metri pătrați, ajunge să aveți întreținerea în jur de 250 de euro lunară. Apartament de 60 de metri pătrați? Da. Care costă într-o garsonieră, într-o living și un dormitor, nu? Într-un living și un dormitor, aproximativ 250 de euro, 280 de euro, iar aici nu intră cheltuielile de electricitate, apă, nu aceste cheltuieli, nu utilitățile, intră doar întreținerea spațiilor comune. Zona de spa, de barbecue, piscină, locurile de joacă pentru copii, paza, consiliaj. Voi vă ocupați și de administrarea proprietăților după ce au cumpărat oamenii, adică da, i-a ajutat să le închirieze? De aceea vă spuneam că suntem singurii certificați RERA, singura firmă de property management, pentru că noi facem și închirieri, ceea ce vindem închiriem și același concept acum lucrez să-l introduc și pe piața din Miami. Adică nu doar să vând, să facem și dacă property management. Dacă tu te ocupi de apartamentul care mi l-am cumpărat eu în Dubai, ce comisiune îmi iei dacă îl închiriez pe termen scurt? 20%. 20% din... Din brut, adică din... Din brut, exact, exact, din cât facturăm, dar avantajul este faptul că toți banii care vin de pe urma Airbnb Booking vin în contul dumneavoastră, iar dumneavoastră, conform contract, ne plătiți pe noi odată la adică 2 luni. Adică nu vin banii sau... la tine și după aia mi dai mie. Nu. Dar tu mă ajut și să mi-l închiriez, adică în sensul că eu dacă n-am mai închiriat proprietăți, nu știu unde ar trebui să mă promovez sau ce ar trebui să fac. Nu știu dacă avem, cred că 10 clienți care au ales să lucreze cu alte firme de property management sau cu alte persoane. Toți clienții care cumpără în Dubai lucrează cu altcineva pentru a-l închiria, pentru că nu aveți voie să-l închiriați singur, fără o agenție imobiliară. Bun, dar eu n-am mai închiriat apartament și nu știu. Zic, Andreea, ajută-mă și pe mine, unde să mă promovez, cum să mă promovez, în ce fel mă ajut și cu chestia asta, adică da, îmi faci niște poze, mi le pui pe da, undeva. Noi ne ocupăm de absolut tot. De promovare, de licențiere RERA, de expunere. Chiar într-un timp am dat și chirii garantate contractual într-o anumită ce perioadă. Înseamnă? Înseamnă că dacă alegeți să vă închiriați o proprietate pe termen lung, sunt anumite zone unde putem să garantăm o anumită chirie. A, deci bă, cumpără că eu sigur îți garantez un da, minim de... Da, dar asta se întâmplă doar la proprietățile bine poziționate, în locurile unde este un anumit flux de turiști, sunt zone testate, ca să spun așa, din punctul ăsta de vedere, unde nu ai emoții dacă ți se va închiria apartamentul sau nu. Cam în cât timp îmi amortizezi investiția în zonele astea bune? Deci, gradul de ocupabilitate diferă în funcție de zone. Ca și randament, v-am zis, dacă nu vorbim de zone centrale, aveți un randament 6-7-8%. Dacă vorbim de zone cu plajă privată, acces la plajă privată sau în downtown sau în adres, și încă un lucru extrem de important pe care multă lume omite să-l ia în calcul. Randamentul unui imobil îl calculezi raportându-te la prețul inițial de achiziție. Așa se calculează corect randamentul. Am corect dat pe apartamentul ăsta 200.000 de euro, ok, și îl închiriez acum cu 1.300 de euro pe lună. Și așa se calculează randamentul. E, orice client care cumpără în fază de off-plan, oriunde în lumea asta, prețurile au crescut și au tendința să crească pe măsură ce trec anii. Nu să se ieftinească, inclusiv în România și de fapt în toate orașele importante și toate zonele importante din lumea asta. Dacă noi cumpărăm acum un proiect off-plan, am luat un apartament într-o zonă bună, din Dubai. Dubai e unul dintre cele mai vizitate locuri din lume. L-am luat cu 350.000 de euro. El în 3 ani când va fi finalizat, nu o să mai valoreze 350 cât de euro. O să valoreze? Cel puțin cu 30% mai scump. Deci cel eu, puțin. Eu practic dacă cumpăr apartamentul ăsta în fază inițială și nu fac nimic ca și îl vând când s-a terminat, câștig 30%. Corect, minim. În 3 ani de zile, minim, adică minim. Eu tot am mai povestit în anumite podcasturi, eu am dublat bani în Dubai cumpărându-mi pe Palma. Am luat cu 320.000 de euro, acum valorează 700.000 de euro și pe orice site verifică că a fost super controversată afirmația asta mea. Eu pot să arăt și contractul de vânzare palmul cumpărare. Ăla în formă de palmier, corect, de ziceau românii că, de palmier, că da, am fost atunci când am făcut vlogul cu băieții și au zis că
să nu mai promovezi că o să se scufunde, că au auzit ei la televizor că se scufundă, au zis poate la 3. Dar nu se scufunde, nu? Nu pare să se scufunde. Să se scufunde, dar tot am afirmat chestia asta și a fost destul de controversată. Eu ce am cumpărat în 2020 cu 320.000 de euro off-plan, acum oriunde se verifică pe Property Finder, proprietatea mea are preț de început de la 650.000 de euro sus. În cât timp s-a dublat? Din 2020 în 2023 sunt 3 ani. Deci ai fost puțin norocoasă. S-a dublat. Am fost norocoasă, dar am investit când trebuia. Dar e valabil și în prezent. Cine își cumpără acum pe plajă? Pentru că locurile acestea sunt limitate. Până dezvoltă ei palmul din Jebel Ali, următoarea zonă care va fi de interes din Dubai, mai durează minim 10 ani. Deci, momentan, toată lumea o să se concentreze pe zona de Palm, Dubai Marina, în continuare. De ce să rămân zonele de interes din Dubai? E mai avantajos iau pe persoană fizică sau pe firmă? Că am auzit pe mulți că îți fac firmă în Dubai. Nu puteți să luați pe firmă. Deci, pe firmă din România nu puteți să cumpărați. Nu pe firmă din România, să-mi fac firmă în Dubai. Pe firmă din Dubai, da, poate fi mai avantajos, cu toate că acum, începând din luna iulie, vor avea și ei un impozit de 9%. Pentru societățile comerciale care facturează anual mai mult de 100.000 de dolari. Din, da, pe profit. Pe profit, din impozitul de profit. Exact. Da. Și au și TVA sau nu există TVA există în Dubai? Există TVA 5%, da. Deci există TVA. Este implementat încă de acum 5% la toate business-urile sau depinde de afaceri? Doar la afaceri. Dar toate aceste taxe sunt strict pentru corporatiști, pentru afaceri. Persoana fizică nu plătește niciun fel de impozit în Dubai. Niciun fel de taxă, niciun fel de impozit. Singura taxă e taxa aceea de registratură în cartea funciară de 4%. În rest nu există altă taxă în Dubai. Dacă cineva te contactează și o să sune la agenție și zice vreau să vin și eu în Dubai, cine se ocupă de el sau cum vă ocupați de el? Cum? Funde, e Marian, e Octavian pe care i-ați cunoscut, dar ei sunt în permanență la birou din Dubai, acolo avem biroul principal, acolo avem mașină cu care ne luăm clienți, inclusiv toți clienții noștri beneficiază de fly-in, adică le dăm o excursie cu cazare. Păi și dacă nu cumpără, îl plimb în Dubai și ce păi, doamnă m-a răzgândit. Cei care au rezervat din România pentru clienții internaționali oferim această facilitate. Sunt mulți, domne, vreau să văd și eu un apartament în Dubai, îl plimb, îl duci, îl strict pentru că e așa, să nu, domnul Constantinescu, nu ne-am născut noi ieri, chiar așa, nu. Pentru cei care au rezervat din țară. Am întrebat și eu, că sunt mulți ăștia care s-ar plimba pe banii altora. Sunt mulți care știu de oferta noastră de fly-in și ne spune, păi hai, dați-ne excursia că venim în Dubai să cumpărăm. Nu, n-ați înțeles. Trebuie rezervat din țară. Asta ce înseamnă rezervat, Andreea? Rezervat înseamnă, practic, să rezervi o proprietate cu 5% din prețul inițial de adică achiziție. Adică ai dat banul, nu? Da. Și dacă mă răzgândesc, pierd putem banii? Putem să înlocuim. Atât timp cât proprietatea nu e înscrisă la Dubai Land Department, noi putem să îți înlocuim proprietatea cu o altă proprietate. Condiția este să fie același dezvoltator, pentru că clientul plătește direct în contul dezvoltatorului. Poți, practic, să înlocuiești un apartament rezervat din România, care ajungi în Dubai și îți dai seama că vrei alt etaj, vrei altă vedere, dar vrei altă orientare când ajungi la fața locului, putem să înlocuim cu altă unitate. Care e cel mai ieftin apartament care e la vânzare acum? Cel mai ieftin este un studio, nu este un apartament și are preț de plecare de la 128.000 de euro. Studio la ei înseamnă living plus dormitor sau studio doar o cameră? Este ca o cameră de hotel minunată, okay, cu zonă de sunt multe țări care studio bucătărie înseamnă living plus un dormitor, știi? Da, n-am știut. Nu, da. În Dubai studio înseamnă practic o cameră, o cameră de hotel, da, o cu baie, cu bucătărie, da, corect. La dressing. Cât costă? De la 128.000 de euro, care are la fel zone de barbecue, piscină pentru copii, piscină pentru adulți. A, deci într-un complex ăsta cu mai multe exact, și dacă facilități vă arăt ce vedere și ce locație, numai palmier, exotic. În Dubai, îmi și dacă pe ajungi ce? Pe ai poze sau ce ai? Avem cataloge, avem dai cliente. Și, poți să-mi dai și ca să punem pe, da, cum să pe vlog, să-mi dai cum să nu, și vă arăt exact cele care sunt la 128.000 de euro. A, și okay, cu zonă de plajă, cu o lagună făcută în fața complexului. Să-i dai pe format electronic la Costi ca să pună, da, în timp ce vorbim noi să se deruleze niște imagini ca să vadă oamenii despre ce e vorba. Da, mai vrei să-mi spui ceva? Adică am omis ceva? Mă bucur că v-am văzut. Și eu mă bucur foarte mult. Da, am omis să vă spun ceva, că tot am vrut să spun și mi-a luat vorba din gură și am uitat să vă spun. Te rog. Am venit la târgul ăsta cu un lucru pe care data trecută când am vorbit nu-l aveam. Lanțul ăsta? Lanțurile. Nu, nu este vorba despre lanț. Este vorba că am reușit să obțin un lucru minunat pentru România și pentru clienții noștri din România. Cetățenie Emiratele Arabe, nu? Nu. Am reușit să semnez un contract cu o bancă imensă din România
și practic toți cei interesați să investească în Emiratele Arabe sau în Miami pot lua finanțare bancară direct de la băncile românești. Și aceeași dobândă ca și pentru proprietăți care le cumperi din România, pentru că la noi au crescut destul de mult. Exact, este aceeași dobândă, dar clienții Emax au parte de anumite dobânzi speciale, bineînțeles mai mici față de cât de inițial banca. Cu cât mai mici? Acum depinde în funcție de volumul și depinde de credit și depinde de perioada de finanțare. Eu te întreb pentru că au crescut foarte mult indicii ăștia bancari, roborul și cu IRCC-ul. Știu, atunci, în perioada aceasta, da, nu e chiar cea mai bună perioadă de luat finanțări bancare. În România, de exemplu, partea ieftină de imobiliare, adică apartamente până într-o 100 de mii care se luau cu credit pe prima casă, s-au blocat de tot pentru că oamenii cu salarii de 3.500-4.000 de euro nu se mai încadrează și atunci s-a blocat piața imobiliară. Dar știți ce a anunțat BNR-ul? Că în următoarele 6 luni inflația va fi din nou de o cifră și lucrurile vor reveni la normal. Doamne ajută. Asta a anunțat BNR-ul de curând, așa Doamne că eu am încredere în BNR că mă și el ne minte. Bine, Andreea, mă bucur că te-am văzut. Și eu mă bucur că v-am văzut. A fost o discuție foarte interesantă. Sper că ați aflat o grămadă de informații, că m-ați tot întrebat pe YouTube, pe TikTok, despre piața imobiliară și ce s-a mai întâmplat. Uitați aici, v-am arătat aici. Andreea a fost foarte drăguță și ne-a explicat foarte mult. Mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc și eu și mă bucur mult că v-am văzut. Oameni buni, asta a fost târgul imobiliar, destul de mic, să zic așa, puține standuri. Mă bucur că mi-am revăzut prietenii de la Rad și pe Andreea cu imobiliarele de la Dubai. A fost o experiență faină, am luat pulsul pieței imobiliare, să zic așa. Am văzut și câteva standuri cu proiecte de pe litoralul românesc și câteva standuri din București. Nu n-am filmat pentru că n-am avut permisiunea oamenilor de la stand. Am vrut să mai fac acum la sfârșit să vă arăt, să vorbesc cu prietenul meu Răzvan, care l-ați văzut la începutul vlogului, care se ocupă de partea de parcuri fotovoltaice, să ne spun un pic, dar o să-l prind eu probabil zile următoare și aș vrea să fac un vlog și despre panouri solare, fotovoltaice și genul ăsta de investiții, pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat. Mă opresc aici pentru că o să merg să fac live-ul cu Ștefan de vineri. Probabil că o să vedeți vlogul ăsta sâmbătă, ca să mai aveți timp dacă doriți să veniți aici. Târgul ține până duminică inclusiv și poate o să faceți o investiție în Dubai, în Spania, în România, pe litoral, în București, unde vreți dumneavoastră și unde considerați că e mai bine pentru buget și pentru opțiunile pe care le aveți. Doamne ajută, sănătate, să ne vedem cu bine, să aveți o zi bună!